Aerisirea pentru canal se face doar la blocuri. Acum, ce înseamnă aerisirea la canalizare? Capetele de canalizare, coloanele, la blocuri, de exemplu, se continuau peste planșul de pod, peste planșul de acoperiș, ieșau în acoperiș, dacă e plat sau așa, și se punea un capac prin care intra aerul când ai tras tu WC-ul și-o creat un vacuum, să poți să-și ia aer acel WC-ul și să nu tragă garda hidraulică de la WC-ul, de la sifoane, de la orice, și să-ți iasă miros ulterior prin acea cale care și-o creat prin vacuum respectiv. Trebuie să pui și la casă. E fenomenul identic și trebuie să-l faci. Doar că noi folosim aeratoare automate, niște valve care lasă aer să intre, dar nu lasă aer să iasă. Când s-a creat vacuumul respectiv, el coboară, trage și închide înapoi. Chestia cum e la nașcubilă. Exact, exact. Și atunci nu mai ai problema asta, dar nu mai trebuie să străpungi anvelopa asta noastră termică pentru care luptăm să fie intactă. Și așa rezolvăm treaba, dar evident avem nevoie de aerisirea aia, doar că tehnologic vorbind evităm să ieșim pentru că am creat un canal, am desface anvelopa spre exterior și am lăsat un aer rece să circule între căminul exterior și acoperiș tot timpul, care ar crea pierderi, punți, condens și așa mai departe. Deci e nevoie de aerisire. E nevoie de aerisire. Da. Sper că ți este util acest material video foarte scurt ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Ofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Ofete în construcții pentru a putea construi mai bine.